Durabilitatea în industria construcțiilor este multidimensională, trebuie luate în considerare aspectelor economice, economice și sociale. Toate aspectelor sunt întrețesute și sunt evidențiate în această unitate de învățare. Emisiile de gaze cu efect de seră reprezintă un criteriu important, dar nu singurul criteriu de durabilitate. Durabilitatea, sănătatea, siguranța și reziliența joacă un rol major în alegerea materialelor de construcție și a construcțiilor. Posibilitatea de reutilizare și reciclare trebuie, de asemenea, luată în considerare cu atenție. Asigurarea unei utilizări viitoare flexibile poate garanta, de asemenea, o durată lungă de viață a clădirii. Deci, luarea în considerare a principiilor durabilități trebuie să fie o parte integrantă a tuturor proceselor de planificare și luarea deciziilor pe parcursul ciclului de viață al unei clădiri. Având în vedere problema resurselor, utilizarea economică a resurselor devine din ce în ce mai importantă. Câteva obiective importante pentru sustenabilitate în comerțul cu materiale de construcții. Manipularea responsabilă a materialelor de construcție, utilizarea responsabilă a apei, utilizarea responsabilă a energiei, utilizarea responsabilă a terenului de construcție și a naturii. Aceste obiective fac parte din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU. Costurile de producție, utilizarea costurilor de construcție, curățenie, îngrijire și întreținere, investiții de înlocuire, costuri de demolare, costuri pentru deconstrucție și eliminare. Conform criteriilor de durabilitate, faza de planificare are o importanță considerabilă. Faza de planificare este decisivă pentru proprietățile clădirii. Unele abordări de bază pot fi distinse atunci când se planifică durabilitatea. Abordarea 1. Compararea costurilor de construcție și a timpului de construcție. De exemplu, construirea unei grădinițe din materiale solide sau din lemn. A doua abordare. Compararea costurilor de întreținere. De exemplu, costurile totale ale diferitelor metode de construcție pe o durată de viață de 80 de ani. A treia abordare. Durata de viață a componentelor clădirii. De exemplu, durata de viață a componentelor individuale ale clădirii, costurile de întreținere și îngrijire. A patra abordare, opțiuni de reciclare și producție de deșeuri. De exemplu, reutilizarea lemnului sau a materialelor de construcție minerale. A cincea abordare, emisiile de gaze cu efect de seră și alte costuri necuantificabile. De exemplu, în procesul de producție și întreținere a materialelor de construcție. În plus, față de aspectelor cantitative, există și puncte non-formale de luat în considerare. Toți participanții la sondaj au declarat că, în opinia lor, nu există altceva decât conservarea clădirilor existente. Nu numai producția și construcția sunt relevante pentru durabilitate, ci și demolarea și eliminarea sau posibila reutilizare ulterioară a componentelor și materialelor de construcție. Consumul de terenuri și transportul materialelor joacă, de asemenea, un rol major în ceea ce privește durabilitatea. La planificarea și detalierea clădirilor, materialele care apar în cantități mari sunt deosebit de importante. Consumul de energie al unei clădiri este, de asemenea, determinat de o multitudine de influențe în proiectare. Unii factori importanți de influență sunt compactitatea și zonarea designului clădirii, izolarea termică a carcasei clădirii, etanșeitatea la aer a carcasei clădirii, eficiența energetică a răcirii și a generării de căldură. Comportamentul persoanelor care locuiesc în clădire în ceea ce privește temperatura camerei, schimbul de aer, consumul de apă caldă, utilizarea pasivă a energiei solare, dimensiunea câștigurilor interne de căldură, modul de funcționare al tehnologiei sistemului. Sustenabilitatea nu se referă doar la alegerea materialelor de construcție. Cu toate acestea, există o diferență considerabilă între utilizarea cărămizi, betonului sau lemnului. Așa numitele materiale de construcție auxiliare, cum ar fi izolația, pardoselile și pereții sau obiectele sanitare, nu ar trebui, de asemenea, neglijate din perspectiva durabilității. Merită întotdeauna comparate proprietățile pozitive și negative ale materialelor de construcție individuale.